Potrivit unui anunț publicat pe blogul Google citat de gadgetreport.ro, dezvoltatorii pilotului automat și-au concentrat eforturile în ultimele luni pentru îmbunătățirea programului care anticipează pericolele clasice din traficul din mediul urban, de la depășirile neregulamentare la opririle bruște, condusul în coloană și apariția unor pietoni pe carosabil. Google a instalat pe mașinile fără șofer mai mulți senzori care analizează evoluția traficului, iar aceștia sunt capabili să ia decizii în caz de pericol în numai câteva fracțiuni de secundă. Pilotul automat Google e capabil, printre altele, să detecteze inclusiv semnele de stop făcute de polițiștii din intersecție și de cele făcute de un biciclist atunci când vrea să schimbe direcția. Google estimează că primele mașini cu pilot automat le vom vedea peste 3-4 ani. Samsung va rechema în servis mai multe telefoane din noua generație Galaxy S5 în urma unei probleme la camera foto. Anunțul vine după ce mai mulți utilizatori au sesizat eroarea care blochează telefonul. Compania a anunțat într-un comunicat că problema a apărut la un număr foarte limitat de telefoane din primele Galaxy S5 produse. Aceasta este cauzată de complicațiile în accesarea ROM, Read Only Memory, componenta care înmagazinează informațiile pentru operarea camerei. Samsung nu a anunțat câte telefoane au această eroare, precizând doar că au fost luate măsuri pentru rezolvarea problemei. Pentru Samsung este a doua problemă cu noul smartphone, după ce mai mulți clienți s-au plâns pe internet că nu pot folosi senzorul de amprentă de pe telefon. Dacă nu aveți timp sau chef să mergeți la sală, o soluție interesantă ca să vă mențineți tonusul muscular și chiar să pierdeți din greutate o reprezintă gadgetul Smart Mio, un dispozitiv care stimulează activitatea mușchilor. Aparatul Smart Mio vine cu doi electrozi care produc stimularea electrică a mușchilor, într-un mod similar cu cel produs de activitatea fizică. Inedit la acest produs față de altele pe care le găsim pe piață e că sistemul de stimulare a mușchilor poate fi controlat prin Bluetooth dintr-o aplicație de smartphone. Smart Mio ar urma totodată să fie și primul aparat de acest tip care se conectează și își sincronizează datele cu ceasurile inteligente cu Google Wear, sistemul de operare ce va echipa în viitor majoritatea acestor gadgeturi. Aplicația de mobil Workout Planner permite setarea unor programe diferite în funcție de mușchii pe care vreți să-i stimulați. În plus, include și un sistem de training care îți dă accesul la programe speciale, realizate de experții în fitness. Dezvoltatorii au lansat prototipul Smart Mio pe Indiegogo și au reușit într-un timp record să obțină finanțarea necesară pentru demararea producției. Gadgetul va fi vândut din acest an la prețul de $109. Am lăsat pentru final un clip video inedit în care o bancă din Statele Unite se folosește de celebrii ochelari Google Glass într-o parodie care, dincolo de imaginile haioase, te pune pe gânduri. Publicitarii care au dezvoltat reclama sugerează ideea că astfel de gadgeturi nu fac altceva decât să ne limiteze personalitățile, să ne pună ochelari de cal, așa cum se spune în popor. Sloganul este unul definitoriu, Get back to the real world, în traducere, întoarce-te la realitate. No! Selfie! Go forward! Delete selfie! Go away! Bookmark. No, go away. No, no, post photo. Scroll up. Scroll forward. Hashtag crazy. Faster. The First Bank mobile app. Technology has never been so easy.